Laboratorul de șosete prezent la datorie. Scuze. Bun, a intrat un mic pop-up. Astăzi vom vorbi despre organizare. Nu vorbim nici despre afaceri, nici despre bani, nici despre eu știu ce alte subiecte. Vorbim despre organizare, pentru că, de fapt, în opinia mea, organizarea este principalul lucru pe care îl putem aplica în viața noastră uh, pentru a obține ce ne dorim. Acum, fiecare dintre noi ne dorim diverse lucruri. Pentru a ne face acea viață fabuloasă pe care cu siguranță ne-o dorim cu toții, fiecare vedem acest lucru în diverse moduri. Poate unii dintre noi vrem să trăim pe o insulă pustie, într-o mică căsuță, poate unii dintre noi vrem să fim, eu știu, poate cineva vrea să fie un mare medic, un mare chirurg, poate cineva vrea să fie un mare om de afaceri, poate cineva vrea să fie un cântăresc, poate cineva vrea să fie pur și simplu fericit cu o familie frumoasă și să nu se streseze prea tare. Important este că, pentru a obține ceea ce ne dorim, noi trebuie să facem niște lucruri. Nu putem să stăm pe un scaun și aceste lucruri să vină la noi. Și, din acest motiv, pentru că timpul nostru aici pe Pământ, din păcate sau din fericire, nu știm încă, este limitat, pentru a-l folosi la maxim, noi trebuie să ne organizăm foarte bine, să profităm de fiecare secundă. Ce am observat eu în viața mea, nu știu dacă și voi sunteți de acord, este că, dacă noi lăsăm la liber, mintea și trupul nostru de obicei vor face lucrurile. Vor face, de multe ori vor face prostie, că nu vor face lucrurile pe care trebuie să le facă. Dacă noi lăsăm mintea și trupul nostru libere, poate nu vor mânca sănătos. Adică trupul nostru coordonat de mintea noastră nu va, nu va avea o alimentație sănătoasă. Poate nu va fi foarte diplomat cu oamenii pe care îi întâlnim. Poate nu va citi și va alege să se uite la televizor. Poate nu va lucra și va alege să, să petreacă timpul, eu știu, jucându-se la calculator. Și din acest motiv, cred că noi suntem pilotul acestui robot care este format din trup și minte. Mintea e computerul robotului și trupul este corpul robotului. Și noi suntem pilotul care se află la volan. Noi putem să fim un pilot treaz, care să coordonăm uh, mașinăria unde vrem noi, sau putem să fim un pilot uh, care adorme la volan. Și știți ce se întâmplă dacă adormi la volan. De obicei se întâmplă lucrurile. Bun. Robotul, după cum cred că v-ați dat seama deja, are niște programe deja instalate. Adică noi dacă lăsăm lucrurile la liber, noi facem ceva. Și asta am spus, că de multe ori acest ceva nu este chiar cel mai bun lucru sau nu este chiar uh, un lucru care să ne împingă spre direcția în care ne dorim. Eu spun că acest robot are anumite programe instalate din fabrică, ca și cum iei un computer, vine cu un sistem de operare, are anumite programe instalate, dar noi putem să instalăm în acest robot și noi programe, noi programe care ne pot conduce acolo unde vrem noi și o să vedeți de ce le numesc așa. Pentru că, de fapt, noi putem să ne facem anumite ritualuri, anumite moduri de a, de a lucra în viața noastră, care cumva să ne oblige să intrăm pe anumite traiectorii. De exemplu, dacă noi spunem că în fiecare dimineață ne trezim la ora X și primul lucru pe care îl facem când ne dăm jos din pat este Y, acela este un program nou instalat în robotul nostru. Și făcând asta în mod consistent, cu mici eforturi, pe un termen foarte lung și neîntrerupt, în fiecare zi, ne poate aduce rezultate extraordinare. Și eu cred că noi putem să avem viața aceasta fabuloasă pe care ne-o dorim, instalând aceste programe, în ghilimele, în robotul nostru format din trupul și mintea cu care suntem înzestrați. Eu numesc, de fapt, toată această instalare de programe și toată această, eu știu, conducerea robotului, până la urmă, este o organizare. Adică dacă o punem în termeni umani și normali, este o organizare. În acest webinar, aș vrea să vă prezint câteva metode clare, pragmatice, nu doar chestiuni abstracte, deci lucruri pe care le puteți aplica instant în viața voastră, care și pe mine m-au ajutat. Vă rog frumos să mă credeți că dacă nu aplicam aceste metode, n-aș fi reușit nici 20, nici 10% din ce am reușit. Deci, sunt lucruri. Deci nu trebuie să fii geniu ca să reușești să atingi niște lucruri, să-ți iasă niște lucruri, să îndeplinești anumite obiective. Trebuie pur și simplu să te organizezi, să, să te duci în direcția aia, să folosești timpul tău pentru a face lucrurile care te conduc în direcția care te duce la obiectivul pe care vrei să ți-l îndeplinești. Bun. Aș vrea să fac un rezumat de cum va fi structurat acest webinar. Vom discuta despre 9 chestiuni. 9 chestiuni. Prima chestiune este viziunea, adică cum vreau să arate viața mea. A doua chestiune o reprezintă afirmațiile zilnice, adică un fel de antrenament al subconștientului prin care îmi bag viziunea, mea, o injectez cumva în, în subconștient și îl conving că asta vreau și îl fac să nu uite. Trei, planul viziunii, fac un plan concret care sunt etapele pe care trebuie să le parcurg pentru a ajunge la viziunea aceea pe care mă doresc despre viața mea fabuloasă planul cu rezoluțiile sau planul anual sau rezoluțiile anuale, adică iau ce am făcut în planul acela mare, un master plan, practic, pentru viziune și le introduc anumite elemente în anul curent, pentru că poate nu pot să fac tot într-un an, poate mi-a 5 ani să fac ce-mi doresc, și introduc în anul curent, după aceea, planul lunar, la început de fiecare lună, mă uit în planul anual, văd ce fac eu luna asta ca să-mi fac planul anual, după aia, un șablon de program zilnic, cum arată o zi din viața mea perfectă, astfel încât să fac și anumite lucruri recurente care mă ajută pe mine să îmi îndeplinesc anumite obiective, dar cum fac și anumite lucruri care îmi îndeplinesc planul lunar, anumite instrumente de lucru, ce programe de notițe folosesc eu, ce calendar, cum folosesc task-uri, cum folosesc remindere, alarme și așa mai departe. Și vorbim și de câteva exemple pentru că acest lucru se poate aplica în orice domeniu, de la carieră la relații, la aspectul fizic, la pasiuni, la călătorii, la skill-uri, la orice. Este transformarea, de fapt, transformarea vieții noastre. Bun. Hai să începem. Avem unu, viziunea. Și ce ce înseamnă viziunea? Deci Ignorați orice limită pe care o aveți în mintea voastră despre ce puteți voi să faceți. Deci, imaginați-vă că absolut nu există nicio barieră, niciun obstacol, absolut totul, totul, totul este posibil. Nu există, deci, nu aveți voi nicio limită a capului vostru, a trupului vostru, a minții voastre, a. Nu aveți nicio limită a mediului în care sunteți. Deci, pur și simplu, nu există nicio limită. Și vine, de exemplu, hai să luăm așa, ca să fie mai clar. Vine Duhul din lampă și îți spune. Te întreabă. Spunem dragul meu, Ionel, cum ar arăta viața ta dacă ai putea să alegi dintr-un catalog, deci un catalog fizic, cu un infinit de posibilități. Din acest catalog poți să-ți alegi cariera pe care ți-o dorești, fără să ai, repede, niciun obstacol. Dacă vrei să fii actor la Hollywood, alegeți asta. Dacă vrei să fii, eu știu, un mare tenismen, alegeți asta. Dacă vrei să fii uh, un mare CEO, alegeți asta. Dacă vrei să fii un asistent, un voluntar care ajută oamenii, eu știu, uh, să facă anumite lucruri, să le... un profesor care inspiră oamenii, alegeți asta. Deci orice, orice, orice poți să alegi din acest catalog. Materie de carieră, de corp, unde locuiești, ce fel de viață ai, ce fel de familie ai, în ce țară locuiești, ce oraș locuiești. E, chestiunea care este? Dorințele trebuie să fie foarte concrete. Deci dorințele pe care le spuneți la duhul acesta care apare din lampă trebuie să fie foarte concrete. Adică spuneți, eu vreau să trăiesc, spre exemplu, în Franța pe coasta de Azur. Dar nu acum, peste 10 ani. Acum vreau să trăiesc în, nu știu, București, la o casă, într-un cartier care e cam așa. Adică, cât se poate, acum nu trebuie să dați strada și numărul, dar cât se poate de concret. Să nu, fie afirma, să nu fie o viziune de genul, aș vrea să am o casă frumoasă. Nu. Trebuie să fie o chestiune care să aibă o imagine, deci să, se, să cumva să poată fi reprezentată printr-o imagine clară. Ok, și practic vă faceți. Așa, cu metoda peștișorului de aur sau a Duhului din uh, lampă, fără nicio rușine, fără nicio jenă, este doar o discuție cu interiorul vostru, fără nicio limită, exact viața pe care vreți să o aveți. Ce mașină vreți să aveți, ce casă vreți să aveți, câți bani vreți să câștigați pe lună sau pe an? Câți bani, exact. Cifre. Vreau să câștig un milion de dolari pe an, vreau să câștig o sută de mii, vreau să câștig zece de mii. Deci, orice vreți, pentru că orice vreți trebuie să să vă asumați că vreți lucrul ăla ca să lucrați pentru el. Adică dacă spui, eu nu vreau asta că pentru mine nu mă Eu, de exemplu, eu nu vreau bani, pentru mine nu mă interesează banii. Păi atunci, normal, nu te interesează deci nici, să nu ai pretenția să-i ai. Deci dacă îi vrei, vrei, spui nu e ceva rău. Sunt bani suficienți în lumea asta pentru orice om. Deci nu e nicio problemă. Spui toate lucrurile acestea și ei, carieră, locuință, finanțe, tot ce poți, cât mai concret. Bun. Această viziune o scrieți unde vă place vă mai mult. Dacă vă place să o scrieți pe o hârtie sub formă de scrisoare, poate are mai mult impact faptul că scrieți efectiv cu mâna, o scrieți. Eu, spre exemplu, sunt mai pasionat de tehnologie și eu toate lucrurile mi le scriu într-un program de luat notițe, precum Evernote sau... Note, Notebook-ul cred că de la Microsoft Nu mai folosesc de mult și am uitat Sunt mai multe programe de notițe Sunt foarte bune pentru că nu trebuie să salvați nimic Orice scrieți acolo rămâne acolo Salvat direct și așa mai departe Deci trebuie neapărat să vă faceți această viziune Ok Acum Vă rog să faceți ceva activ împreună cu mine Vă rog să vă scoateți telefonul Vă rog mult de tot să vă scoateți telefonul Și să vă setați o alarmă O alarmă Atât pentru prima zi de duminică, aș recomanda o zi liberă, pentru prima zi de duminică, și alarma respectivă, să vă spun așa. Azi îmi fac viziunea. Azi îmi scriu viziunea. Deci, vă rog frumos să faceți asta și aștept să-mi scrieți pe chat că ați făcut asta ca să trecem mai departe. Pentru că e o chestiune foarte importantă. Deci, vă puneți o alarmă pentru duminică acum. O alarmă. Deci, la ora 10, atât scrieți. Să nu uit să-mi scriu viziunea. Viziunea mea, cum trebuie să arate viața mea. Vă rog frumos, faceți asta. Și scrieți chat, scrieți în chat că ați făcut treaba asta, și hai să vedem cât mai multe persoane. Pentru că e primul pas, e cel mai important pas. Primul pas este primul pas. Este o alarmă pe care vă puneți duminică. Dacă nu aveți timp duminica asta să vă faceți viziunea, nicio problemă amânați alarma, dar odată ce vă instalați alarma, nu mai scăpați de alarmă până nu vă faceți viziune. Adică e o chestie, eu vă instalez acum un program, vedeți? Ce vorbeam mai devreme de robot. Deci eu instalez în roboții voștri, în ghilimele, un program. Și anume că îl oblig, prin faptul că eu tot îi amintesc, Adică poate voi duminica azi, n-am chef acum că uite vin niște prieteni pe la mine, n-am timp. Dar alarma e acolo și trebuie să o amânați pentru uh, duminica următoare. Dacă nici duminica următoare, pentru duminica următoare. La un moment dat o să zici, bă, hai că deja o amând de patru săptămâni trebuie să o fac acum. Că înseamnă că nu sunt serios. Dacă nu sunt serios, nu obțin ce vreau. Dacă nu sunt serios cu mine, dacă eu spun că fac asta, trebuie să fac asta. Ok, așteptăm să vedem pe chat. În paralel eu vreau să vă spun că cred că 95% din oameni, așa cred, spun și niște studii chestia asta, dar nici eu nu știam exact ce vreau în viața mea. Așa aveam impresia că știu. Eu sunt convins că dacă iau acum random pe cineva de aici din, din sală, am șanse 90% că nu știe exact ce vrea să facă în viața lui. Nici măcar nu știe dacă vrea să stea în Monte Carlo. Poate i-ar plăcea mai mult în București, poate i-ar plăcea mai mult în Brașov, poate i-ar plăcea mai mult într-un sat din România. Deci încă oamenii nu și-au asumat o dorință. Păi fii atent, dacă tu pleci la drum astăzi, te urci în mașină și pleci la drum și tu nu știi unde vrei să ajungi. Păi unde te duci tu cu mașina aia? Deci este foarte important să știi clar unde vrei, ce vrei să, să faci în viața asta. Ok, poate fix jobul exact, exact. Îl mai afli pe parcurs din experiență sau drumul se mai schimbă în timp. Dar măcar să știi cam, cam cum vrei să arate o zi din viața ta, cam cum vrei să arate viața, ce satisfacție, cum vrei să fie. Ok, uite, văd că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Făcui! Bravo, Manu! Și eu sunt Oltean. Și eu am făcut și acum... Ok, bun. Ilie, uh, profit și eu de ocazie. Cum uh? acel sondaj? Să vedem câte persoane sunt noi pentru prima dată și uh. câte persoane s-au reîntors la, la fundație. Ok, deci... Uh, Ionut s-a pus acum un... Uh, un sondaj să spunem dacă suntem pentru prima dată la un eveniment CCU. O să bifez și eu că da. Că da, nu știu cum bifez. Mi-a apărut un post pentru că ești co-host. A, ok, sunt co-host. 26 de persoane au mai fost, iar 7 sunt noi. Deci uite, acești 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oameni 16, 17, 18, 19, aproape 20 de persoane au o imensă șansă și, repet, eu nu sunt un preot din acela care vorbește aiurea, preot mă refer, nu preot ortodox, să fac o... Deci, cum sunt predicatorii aceia din America care vorbesc așa lucruri abstracte. Deci, n-am nimic cu preoții ortodoxi, doamne ferește, sau cu preoții noștri, m-am exprimat greșit. Ce vreau eu să spun este că eu am aplicat asta în viața mea, deci nu o spun eu doar un speech, este o, o, metodă clară, matematică, dovedită de foarte multe persoane și care funcționează. Deci suntem aproximativ 20, sunt aproximativ 20 de persoane aici care și-au setat alarma de telefon. Asta înseamnă că au făcut primul pas, este un câștig enorm, eu mă bucur enorm. Aveți o mare șansă. avem înseamnă că vă doriți și că vreți să vă scrieți viziunea și cu siguranță măcar un anumit procent din viziunea aceea se va îndeplini și altfel era foarte greu să îndeplinească. Bun. Bun. O să observați o chestiune foarte interesantă când vă scrieți această viziune. Veți vedea că unele lucruri pe care vi le doriți în viața voastră, da, necesită mai multă muncă. De exemplu, dacă voi spuneți că vreți o casă pe malul lacului sau o casă lângă pădure cu o curte foarte frumoasă, pentru acel lucru aveți nevoie de bani sau, mă rog, de vreo moștenire, ceva, că nu, știe, nu se știe cum apare, că dacă știți ce vă doriți, cumva creierul face conexiuni și apare oportunități. Dar oricum e mai complicat. Dar poate voi spuneți, îmi doresc să mănânc sănătos. Păi pentru chestiunea aia, nu trebuie să spargeți vreo bancă. Dacă tu scrii în viziunea aia, eu îmi doresc să mănânc sănătos, de acolo pleacă un plan recurent, o, o chestiune care se implementează în secunda 2, mâine. Dar, dacă asta e viziunea ta despre viața ta perfectă și frumoasă și fabuloasă și extraordinară, și tu spui că eu vreau să mănânc sănătos. Tu nu trebuie să muncești 10 ani ca să mănânci să Deci faci direct. Sunt anumite, o să observați că sunt anumite lucruri care necesită muncă și anumite lucruri care se pot face direct. Dacă vreți, spuneți, vreau să știu o limbă străină, vreau să învăț japoneză. Asta în viziunea voastră poate fi. Eu vreau să știu să vorbesc japoneză. Păi nu vă împiedică nimic. De mâine faceți japoneză. Era foarte important să vă zic treaba aceasta. Nu mai puțin să închizi și eu că nu pot să mă concentrez. Ok. Bun. Bun. V-ați scris viziunea. Deci v-ați setat alarma de telefon. Într-o duminică veți sta, vă recomand, nu faceți în 10 minute viziunea, că până la urmă vă planificați viața. Alocați două ore, stați, relaxați-vă, nu vă uitați la tele, relaxați-vă, beți un pahar de apă, simțiți-vă bine, stați cu voi înși vă și atât. Și după aceea scrieți viziunea, Uh, scrieți-o fizic când sunteți clar conectați la voi. Ați terminat viziunea. Uh, în viziune o să vă treceți o nouă alarmă, pentru că trebuie să treceți din alarmă în alarmă ca să nu uitați. E foarte ușor să uitați, să vă aduceți aminte peste 2 ani. Bă, parcă trebuia să fac ceva acum 2 ani, că am văzut eu un webinar. Bă, uite, și până acum n-am Dar uite, dacă pui alarma, cumva te obligă, te canalizează. Bun. Terminați viziunea. Vă scrieți acolo niște lucruri. Și apoi o să faceți o chestiune care pentru mulți pare o ciudățenie, o incantație ciudată, și pentru unii o, o normalitate. Și anume, ce ați scris acolo în viziunea aceea, transformați în niște afirmații zilnice. Și ce înseamnă afirmații zilnice? Înseamnă că vă scrieți o altă voicică, o altă, un alt document în care spuneți ce ați scris în viziune la timpul prezent și cu niște emoții. Mă simt extraordinar în casa mea de pe malul lacului Znagov, înconjurată de pomi. Mă simt acum, mă simt extraordinar în casa mea din Znagov. O să vă explic că pare un pic dubios, doar că are o explicație logică și științifică. O să vă explic mie deci. Am un sentiment extraordinar și mă bucur de fiecare secundă când îmi conduc, nu știu, merțe de sul meu cu tapiserie din piele prin oraș. Am o satisfacție enormă când la jobul meu mă prezint și toată lumea mă apreciază și sunt un om foarte productiv, aduc foarte mult beneficiu organizației în care lucrez, și așa mai departe. Am un corp la care mă simt mândru că mă uit în oglindă. Știu să vorbesc japoneză, că vorbeam mai departe. deci toate la timpul prezent. Faceți frumos aceste afirmații, că sunt afirmații, că sunt la timpul prezent, în modul pozitiv și sunt deci afirmații, așa le numesc eu și așa le mai numesc și alții, pentru că asta într-adevăr e o metodă pe care am cules-o de la anumite persoane care au atins anumite poziții extraordinare de succes, sunt oameni din toate sferele, oameni ca Grant Cardone, Chiar și John D. Rockefeller, chiar și Andrew Carnegie, Napoleon Hill a scris o carte despre acești oameni și el a analizat viața. Foarte mulți oameni spun chestia asta. O să observați, odată ce vă spun eu asta, o să mai observați și în alte medii. Dar ce se întâmplă, de fapt? Că inițial mie mi s-a părut puțin dubios. Nu sunt neapărat o persoană cu tentă supranaturală, cu chestiuni care depășesc sfera normală, îmi plac explicații logice. Îmi place să văd și dincolo de realitatea fizică, că e clar că există lucruri dincolo de realitatea fizică, dar pentru a fi eu încrezător în aceste lucruri, vreau să am explicații științifice. Bun. Explicația este următoarea. Gândiți-vă puțin. Nu cumva, foarte mare parte din ziua voastră, voi nu sunteți prezent și, de fapt, mintea face ce vrea? Adică, pur și simplu, sunt nu chiar și când vorbești cu un om. Vorba vine, adică nu sunteți voi la control, nu puneți voi accentul pe fiecare cuvințel pe care îl scoateți din gură. Deci lucrurile curg. Și când mergeți pe stradă, voi mergeți. Nu, cont, nu ziceți, acum o să fac un pas, încă un pas, încă. Deci lucrurile se întâmplă automat. Pentru că, de fapt, noi suntem conștienți doar de o foarte mică parte a ceea ce se întâmplă. Subconștientul nostru dirigează cam tot, cam 90%. E inclusiv drumul nostru în viață. Tot el îl dirigează. Cu cine vorbim, cum vorbim, de ce vorbim, unde ne ducem, ce oportunități accesăm. Deci, cumva el ne conduce. E. El are anumite programe clare pe care le are, în primul rând, din educația pe care noi o primim când suntem copii. Acest lucru este foarte periculos, foarte periculos, pentru că, din păcate, țara asta a fost uh, mai mereu necăjită, mai mereu au fost, uh, cel puțin în trecut în trecutul nu foarte îndepărtat, regimuri de conducere care au asuprit oamenii și libertățile lor. Oamenii au fost învățați că noi trebuie să ne chinuim, noi suntem săraci, noi suntem asupriți, noi nu avem șanse, trebuie să avem noroc, uite, ca să avem succes trebuie să furăm, să dăm în cap, să așa și pe dincolo. Și, practic, subconștientul nostru, fără să ne dăm seama, cumva ne cam transmite asta. Trebuie să ne chinuim, nu merge, Trebuie să am noroc, dar de ce să am eu? Tocmai eu noroc. Că n-am eu, că eu nu cunosc, eu nu știu, eu nu știu. Ce. Bun, avem aceste afirmații subconștient pentru că, din păcate, părinții noștri n-au nicio vină pentru că ei au trecut prin astfel de situații în care chiar s-au chinuit. Noi suntem acum foarte norocoși, noi trăim într-o. Bine, libertate, mă rog, îngrădită de anumite normalități ale vieții, dar până la urmă noi avem astăzi niște șanse pe care niciodată nici părinții noștri, nici bunicii noștri, nici străbunicii noștri nu le-au avut. Suntem foarte norocoși că trăim astăzi. Și noi prin aceste afirmații injectăm, injectăm, efectiv injectăm în subconștient alte programe. Adică în loc să creadă, să spună subconștientul, eu mă chinuiesc, eu nu pot eu să fiu ca cel, ca cel pe care văd la televizor sau ca nu știu cine, noi injectăm cu forță acolo, îi spunem, dacă se poate să spuneți afirmațiile acestea, și dimineața când vă treziți, și seara înainte de culcare, este extraordinar. Deci, pur și simplu, injectați acolo aceste informații. Asta ar fi o explicație. A doua explicație este că nu vă uitați drumul, că dacă faceți viziunea asta acum și după aia vă mai uitați la ea peste șapte luni, logic că voi în viața de zi cu zi nu o să faceți ce a scris acolo. Spunând afirmațiile acelea în fiecare zi, logic îți dai seama, chiar dacă nu le faci pe toate, dar cumva îți cam dai seama, băi, eu cam asta trebuie să fac, eu cam în direcția asta trebuie să mă îndrept. Deci, cam acestea două, din punctul meu de vedere, sunt explicații logice. Pe mine m-au ajutat foarte mult, au început lucruri să se întâmple, vă jur, vă jur. Spun niște afirmații și au început lucruri să se întâmple care cumva merg în direcția aceea. Deci, la un moment dat, chiar apar lucruri. Dar nu apar lucruri. Pentru că noi, în viața noastră, noi culegem informații. Dintr-o discuție cu cineva, dintr citim un, un, articol în ziar, vedem o emisiune la televizor. Dar dacă noi culegem informații uh, pentru a se îndeplini anumite lucruri, pentru că informațiile nu culegem toate informațiile din lumea asta. Noi culegem informațiile care se potrivesc cu programul nostru. Adică am ce vrem noi, ce ne interesează pe noi. Că dacă noi, pe noi nu ne interesează deloc un subiect, logic, că avem o barieră pusă acolo cu informația respectivă. Dar dacă pe noi brus ne interesează, nu știu, am dat un exemplu la început, japoneza. O să apară, o să auzim noi că e cineva care predă japoneză, o să mai auzim de un curs gratuit, o să mai auzim de un job care se plătește foarte bine dacă știi japoneză. O să apară așa lucruri. Dar ele au fost și înainte, doar că nu le auzeai. Bun, trecem mai departe. Deci am discutat de afirmațiile zilnice. Și îmi cer scuze că am zis o chestiune la început, dar m-a luat valul, că după fiecare subcapitol în acesta luăm întrebări, adică iau întrebări. Am vorbit despre viziune și afirmațiile zilnice, aștept întrebări, vă rog cu microfonul domnul domnul moderator Ionuț, se poate? Practic fiecare persoană își deschide microfonul când vrea să adreseze o întrebare. Ok, mulțumim. Bun. Trecem mai departe? 3 licităm. 3 2 1. Bun, trecem mai departe. Hai să vedem. Trecem de la viziune și afirmațiile zilnice la planul viziunii. Pentru că, repet, nu sunt lucruri magice, sunt doar programe pe care le instalăm în, în mintea și corpul nostru. Și anume, noi avem în viziune, de exemplu, o să dau exemplul meu. În viziune am scris, eu vreau să am o fabrică, atât am scris. Eu vreau să am o fabrică, atât am scris eu în viziunea mea. N-am scris eu vreau să am o fabrică de deci eu nu știam. Eu vreau să am o fabrică, vreau să am o Mi-a plăcut mie ideea asta, să am o fabrică. Da, sună amuzant, dar eu asta mi-am dorit. După aceea eu chestia asta, acest rând, eu vreau să am o fabrică, sau eu am o fabrică, de fapt că așa era viziunea. Eu am o fabrică mare, bineînțeles, cu... Ok, ok, cum pot eu să am o fabrică? Și atunci am trecut la plan. Bun, cam la ce sume pot să mă uit? Normal, o fabrică presupunea investiții. Mă ocupam deja de o afacere, reușește să, să strâng niște bani, dar nu stresem de ordinul sutelor de mii. Aveam uh, câteva zeci de mii de euro strânse. Ok, se poate la orice nivel, deci nu e. Și am, am zis, ce pot eu să fac cu acești bani? Că, până la urmă, e greu să faci câteva zeci de mii de euro o fabrică. Ok, sunt fonduri europene, da? Bun. Hai să-mi propun să accesez, și am scris acolo, accesez un program de uh, finanțare pe fonduri europene. Ok, bun și cam mai a fost planul, pentru că după aceea urma îmi aleg un domeniu de fabrică, fac fabrica, dar nu prea avea rost să trec prin toate, pentru că de fapt eu trebuia să trec de prima etapă. Aici planurile pot fi făcute în multe feluri. Poate voi știți planul de la A la Z. Poate de fapt știți doar primul pas și de la primul pas deviază mai multe trasee și vreți să ajungeți la primul pas, să analizați din nou planul și după aceea să vă îndreptați spre, spre noua direcție. Bun, am scris, eu accesez un proiect pe fonduri europene în plan. Și după aceea ce am scris? Înseamnă că eu trebuie să citesc luna asta, deci prima lună, dar era plan pe luni. Pe luni, pe ani. Suntem în luna, acum suntem în luna mai, da? Și am scris așa. În luna iunie găsesc programul pe fonduri europene pe care vreau să-l accesez și citesc absolut toate documentele și citesc că nimeni nu face asta, toți accesează fonduri europene și nu știu ce scrie în ghiduri. Deci, citesc absolut toate documentele care se leagă de acest program de finanțare pe fonduri europene. După aia, în, la sfârșitul lunii, cumva, în luna iunie, cumva, deci nu, în luna iunie citesc, în luna iulie explorez domenii de producție și îmi cer scuze, în acest timp, Urmăresc toată seria de How It's Made de pe Discovery. Cu siguranță mulți dintre voi o cunoașteți. Deci cam așa a sunat planul meu. La sfârșitul lunii iulie, văzând și această serie, îmi fac o, serie, o, o un, un plan scurt, adică câteva activități pe care eu cred că le pot face cu suma de bani pe care pot să o accesez, cu cunoștințele mele, în această țară, care totuși are o piață de desfacere. Îmi fac această listă scurtă, și în luna iulie, la final sau la începutul lunii august, îmi aleg domeniul, aflu și pe parcursul lunii respective, aflu absolut tot ce trebuie pentru a face acea fabrică, și după aceea, în luna următoare, aplic proiectul. Eu cumva aici mă joc pentru că poate proiectul trebuie să-l aplic mai repede și poate trebuie să comprim tot planul. Deci totul este flexibil, dar. Deci un plan tot timpul se modifică. Deci niciodată un plan, cum e și vorba, că planul de acasă niciodată nu se potrivește cu cel din târg, este o vorbă 100% adevărată. Planul tot timpul se modifică, dar trebuie să-l ai. Deci chiar dacă planul se modifică și te duci și vezi că de fapt nu e cum ți-ai plănuit tu, păi tu nu poți să faci niciun pas dacă nu ai plan. Deci prima dată ai planul și după aia te apuci și îl modifici pe măsură ce înaintezi în plan. E ca un organism viu. Bun. Și cam așa arăta schițat planul meu, pentru că la un moment dat eu spuneam depun proiectul și fac fabrica. Ok, după aia nu mai știam eu ce mai urmează. Am văzut seria How is Made, am, am da, acum cumva intrat chiar în practică. Deci am văzut seria, da, am văzut seria Always Made, am ales într-adevăr un program pe fonduri europene, am citit absolut tot, mi-am cam și eu o foarte mare parte din proiect, mi-am făcut un shortlist cu mai multe domenii, printre care și producția de șosete, am scris producție de uh, hrană de animale de companie, producție de sticlă, producție de înghețată, reșapare de anvelope, uh, producție cinematografică chiar, uh, nu mai știu ce am scris, și producție de șosete. De ce? Nu știu, pentru că pur și simplu eu mă uitam pe lista de coduri KN, uh, care, era uh, eligibilă pentru, care erau eligibile pentru finanțare. După aceea m-am uitat mai atent cam la ce investiții presupun. Dacă mie mi-ar plăcea în viața mea să mă ocup de asta, nu mi-a plăcut să mă ocup de pet food, să lucrez cu cadavre de animale, să le pun acolo niște mixere, să le fac pastă și să scop bobițe, nu mi-a plăcut. Și am zis că vreau ceva așa care să aibă și viitor și piață, să poată fi și făcut, să pot să-l și învăț repede, să nu risc nici foarte mult din aceste puncte de vedere, să fie relevant să nu mă apuc să fac telefoane mobile, nu? Că poate reușeam să fac un telefon mobil, dar niciodată nu-l cumpăra nimeni, pentru că sunt foarte multe alte soluții foarte avansate. Bun. Și până la urmă, da, am depus, am fost, am ales șosetele, am fost la un furnizor de echipamente, am înțeles tot ce înseamnă, am văzut cifre, cam ce poate să facă fiecare echipament, mi-am făcut eu un mic plan, am scris proiectul, am depus proiectul, s-a aprobat, pentru la implementare am făcut fabrica și de acolo a fost mai greu. <laughs> Bun. Și ă, acesta era planul viziunii. Bineînțeles, din nou, alarmă. După ce vă faceți viziunea, să-mi fac planul viziunii. Pe telefon, să-mi fac planul viziunii. Vă faceți planul viziunii și veți vedea că, de fapt, acest plan intră în programul vostru zilnic. Deci, planul ăsta intră în, în ce faceți voi zi de zi? Că, de fapt, noi aici trebuie să avem. Este ultima etapă din acest programel pe care îl studiem acum. Bun. Ați scris planul viziunii, planul major. Acum, bineînțeles, discuțiile sunt flexibile, voi înțelegeți ideea. Normal că planul puteți, dacă vreți să-l faceți de mâine, eu am făcut așa un plan care ar fi cumva foarte bine structurat și care să fie mai, mai clar pentru toată lumea. Eu ce fac? Eu o chestiune foarte importantă pentru mine, chiar magică. Foarte multă lume o face, foarte multă lume o face. Doar că ea se integrează în tot ce am discutat mai devreme, în viziune, în afirmații, în planul viziunii. Toată lumea știe de așa-zisele rezoluții anuale sau planul anual. Când este trecerea dintre ani, foarte multă lume își cam scrie ce vrea să facă în 9 ani. Este o practică foarte, foarte bună și cu atât mai bună dacă este urmată sistematic și dacă se încadrează cu viziunea. Adică, dacă cumva are de deci ce este consistentă cu ce v-ați propus să faceți voi în viața voastră la început. Deci cumva totul vine în secvență, una după alta. Și în acest plan anual, e o discuție care asta nu mai planul anual poate să țină două ore, cum, de exemplu, vă spun cum l-am structurat eu. Am scris ce vreau eu de la familia și viața mea, anul acesta, locul unde locui, casa unde stau, chestiuni de genul ăsta, care ți strict de locuință, familie, cam cum vreau să arate, Treaba aceasta, lucruri care țin de carieră, lucruri care țin de sănătatea mea, lucruri care țin de dezvoltarea mea personală, unde includ o limbă străină, o carte citită, o carte, ghilimele, mai multe cărți citite, anumite lucruri care țin, eu știu, de socializare și lucruri de genul acesta, o categorie de experiențe, până la urmă viața o trăim ca să o experimentăm, să ne bucurăm de ea un fel de bucket list. Ce vreau eu să fac anul acesta de pe un bucket list al meu? Aia o altă discuție. Normal, poți să ai o listă mare, lung, lung, lungă de bucket list. De exemplu, vrei să vizitezi Filipine. Dar poate tu nu știi că vrei în, ce, în ce perioadă. Dar tu știi că ai lista acolo și te duci la listă și te uiți. Ei de acolo scoți, fac, hai că o pun anul ăsta. Mi-asum că o fac anul ăsta. Și ușor, ușor îți completezi lista aceea de bucket list, de lucruri, de lucruri plăcute, lucruri care te bucură. Și cumva planul anual, dacă observați, are elemente care sunt recurente, adică eu anul ăsta vreau în fiecare zi să când la vioară. Dau un exemplu 10 minute pe zi. Deci are și elemente recurente, intră la dezvoltare personală. Are și elemente care vin din planul acela al viziunii cariera. Bineînțeles, întotdeauna va fi un plan mai complex pe mai mulți ani. Nimeni n-a făcut minuni într-un an. Nimeni, în niciun domeniu, niciodată, cel mai mare geniu care a trăit pe pământ. Deci, acela în planul anual, se integrează o bucățică din planul acela general, viziune. Adică eu ce vreau anul ăsta să fac pentru viziunea mea? Ca să mă apropii puțin mai mult. Deci să mă apropii. Bun. Și toate acestea le scriu foarte structurat. Îmi pare rău că n-am pregătit un astfel de plan. Oricum e un alt webinar, ăsta are cu totul altă discuție, pentru că și acolo se poate discuta pe fiecare. Planul anual, vă rog să-l tratați cu foarte mare seriozitate sau rezoluțiile anuale cu foarte mare seriozitate. Eu stau aproape o zi întreagă să-mi scriu. În ziua aia nu mai fac nimic. Vreau neapărat să scriu înainte să înceapă anul. Deci cumva că atunci când trec în prima zi, eu deja știu ce vreau să fac. Și, repet, includ lucruri din planul meu care mă îndreaptă spre viziunea mea unde vreau să ajung cu viața mea. Și anumite lucruri episodice pe care vreau să le fac anul ăsta. De exemplu, anul ăsta mi-am propus să merg în delta. N-am fost niciodată în delta, mi-am propus să merg în delta. Acestea sunt lucruri care ne conduc spre viața noastră fabuloasă, pe care ne -o dorim tot de organizare ține. Uh, ok. Și după aceea acest plan veți vedea cum se vară să ajunge până la urmă în programul zilnic. Deci programul anual neapărat, când vine revelionul, să-l faceți este foarte important, faceți frumos pe categorii, scrieți absolut și acolo, scrieți toate lucrurile la prezent, anul ăsta îmi construiesc casă. Nu îmi voi construi, poate reușesc să. Nu, anul ăsta am construiesc casă. Atât. Bun, ok, mergem mai departe la șablonul de program zilnic. Asta e o chestiune mai tehnică. Eu o să vă spun ce fac eu. Ca exemplu, pentru că fiecare își face șablonul cum vrea. Eu am săptămâna împărțită am în zile de săptămână, și în două zile de weekend, evident, dar sâmbătă e diferită de duminică ca și șablon de program zilnic. Programul este așa. Mă trezesc în fiecare dimineață la 5 jumate și de la 5 jumate până la 7 fac un ritual de dimineață. Acest ritual de dimineață cuprinde un sfert de oră de spus afirmații, un sfert de oră de sport, este arhi suficient, credeți-mă, dacă faceți în fiecare, este arhi suficient. Un sfert de oră de igienă, duș tot ce trebuie, adică chiar serios, un sfert de oră de uh, mic dejun. Și uh, e o oră dintr-o oră jumate. Dar e greu să fii chiar robot și nu te încadrezi chiar într-o sfert de oră, dar o oră jumate este suficient, arhi suficient să faci aceste lucruri. Recunosc că nu mi se perfect, da? Deci nu înseamnă că chiar în fiecare zi mă trezesc la 5 jumate. Dar nu mă trezesc la 5 jumate, dar mă trezesc la 6 fără 10 mă trez la 6, mă trez toate și la 6 și 10. Dacă am pe aici, câteodată îmi iese, mă trez la 5 jumate. Deci e așa cumva împărțit. Dar nu mă trez la 9, vedeți? Adică atunci când ne propunem să facem ceva și cumva ne dăm silința să ne iasă treaba aia, poate nu ne iese perfect. Trebuie să fim un pic și indulgenți cu noi. Acum nu ne apucăm și ne flagelăm. Dar vedeți că ne apropiem. Pentru că în viață nu există niciodată perfecțiune, dar te poți apropia de ea. Adică trebuie să tini să te duci acolo dacă te lași liber, liber, nu ajungi bine. Bun. De la șapte mi încep treaba. Ai fiecare face ce consider. Deci între șapte și unu, eu lucrez pentru proiectele de care mă ocup, mai exact pentru afacerea laboratorului de șosete în special, pentru că acolo am foarte multă responsabilitate de rezolvat, adică foarte multe tascuri pe care trebuie să le fac și multe direcții și stau în mine multe lucruri. De farmacia de detergent, după amiază mă ocup. Deci cumva de laborator de șosete mă ocup de dimineață. Mănânc între 1 și 2, deci cumva și asta e programa. Deci între 1 și 2 eu mănânc. Deci a sunat alarma la ora 1, am alarmă pe telefon, vă rog să mă credeți. Alarmă, prânz. La prânz s-a închis tot, mănânc. La două iară alarmă, apucă-te din nou. După aceea am o oră de social media, încerc să răspund la mesaje, la comentarii, să mai postez ceva, să vorbesc, să răspund la telefoanele pe care le-am primit, la mesaje, să fiu activ, pentru că nu vreau să mă întrerup în timpul meu de muncă. Dacă răspund și la mesaje și la telefoane, mai pui ceva pe Facebook, nu mai faci nimic. Deci cumva timpul de lucru este sacru. Trebuie să fie sacru. Între ora 3 și 4 mă ocup de lucruri personale, mici care tot cumva în zona profesională, dar care nu simt chiar strict de afacere. Între ora 4 și 5 mă ocup de, la, de farmacia detergent, strict, strict de farmacia detergent. Între 5 și 6 fac o plimbare. Între 6 și 7 mănânc cina și între 7 și 9 e un program liber în care aș vrea să introduc cititul pentru că n-am mai reușit să citesc. Și nu știu chiar dacă nu prea-mi convine că renunț la programul meu liber. O să încerc să fac din citit ceva foarte uh, plăcut, astfel încât să nu consider că este tot lucru. Și teoretic, la ora 9, cumva încerc să mă relaxez, astfel încât să nu mai am informații, bombardamente, TV și așa mai departe, ca ușor, ușor să reușesc să adorm până aș vrea la 10, dar eu nu prea reușesc până în 11. Până în 11, până 10 jumate. Și ok, este un program de săptămână, de luni până vine. Repet, nu vă faceți probleme. Și dacă el nu este perfect, dar dacă vă țineți cu dinții să vă iasă, o să vă apropiați. Și bineînțeles că după ce vă faceți rezoluțiile anuale, eu chiar mi-am scris șablonul acesta de program zilnic în momentul în care mi-am făcut rezoluțiile anuale. Pentru că m-am venit, băi frate, mi-am propus atât de multe lucruri, cum ne va reușesc eu să fac aceste lucruri într-o într zi? Că până la urmă anumite lucruri necesită lucruri zilnic. Cum reușesc eu să fac, cum să fac și sport, să mai și citesc, să mai spun și afirmații, să mai și lucrez, să mai mă ocup și de afaceri. Poate vreau să fac și o, o mică chestie personală. Cum reușesc să fac toate aceste lucruri? Vreau să și mănânc corect, vreau să mănânc trei mese, vreau să am grijă ce mănânc, vreau să mănânc anumite. Cum fac asta? Și logic că mi-a trebuit acest program clar zilnic. Și, bineînțeles, programul de sâmbătă e un pic diferit, dar e tot așa șablonat cumva. Și programul de duminică, cumva, este programul, este experiența de duminică, cumva, îi, îi, zic. În sensul că fiecare duminică propun să fac ceva, dar diferit. Chiar, chiar și să vizitez o stradă din București, dar să-mi propun eu că, băi, duminica asta vreau să vizitez o străduță din București care are case frumoase. Să fie o nouă experiență, ceva nou nu neapărat să merg în Dubai. Da? Deci ceva de reîmprospătare a vieții mele cu ceva nou și plăcut. În care în acea duminică încerc să fac și conținut de social media, să fac câteva filmulețe, să vorbesc, să mai spun din experiența mea, să mai spun anumite principii în care eu cred. Bun, deci neapărat, vă rog mult, e foarte important și acest program zilnic pentru că intră în ce am vorbit la început, adică în instalarea unui nou program în roboțelul vostru. Pentru că voi dacă vă obligați roboțelul să se trezească la 5 jumate, vrând nevrând, nu, el, el, refuză, el rezistă. Vă dați seama că și corpul meu și mintea mea rezistă să se trezească la 5 .00. Cine n vrea să se trezească la 5 jumate? Rezistă să se culce la 10, s-ar uita la un serial, s-ar uita la un film, a ieșit pe afară, a ieșit la o bere. Dar dacă eu cel activ din spate știu că dacă eu urmez acest plănușor, eu ajung la viața aceea fabuloasă pe care mi-o doresc și, de fapt, o și trăiesc. Pentru că, de fapt, atunci când ești organizat, treci mai frumos. Că dacă nu ești organizat, ați văzut, ai o zi liberă, ea trece, n-ai făcut nimic. Că, de fapt, stai că te-ai trezit târziu, stai că, de fapt, nu prea știu ce să mănânci până te-ai dus până așa și o zi pierdută. E mult mai bine să-ți organizezi chiar și distracția ai o viață mult mai de calitate dacă până și distracția ți organizezi. Adică spui clar, eu duminică la ora 2 mă duc să mă plimb cu bicicleta. Dacă nu mă duc, înseamnă că nu am organizat bine. Dacă faci chestia o să ai o mare satisfacție. Deci este foarte bine să fii organizat, nu neapărat doar pentru muncă, pentru tot, tot ce reprezintă viața ta trebuie să fii organizat. Tot, 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 tot. tot. Și atunci nu te vei mai stresa, adică pentru că vei face lucrurile așa, exact acele lucruri care trebuie făcute, la timpul la care trebuie făcute și asta ce înseamnă? Că tu vei fi activ când le faci. Că dacă tu ți-ai propus că te duci duminică la două cu bicicleta și te-ai dus duminică la două cu bicicleta, chiar dacă pare că îți pierzi cumva um, naturalețea, că îți pierzi, eu știu, um, um, spontaneitatea, nu este adevărat. Pentru că tu spui că te duci cu bicicleta. Ce faci tu în cele două ore când te plimbi cu bicicleta? Acolo ai spontaneitate, acolo ai imaginație, acolo ai creativitate, acolo te bucuri cu adevărat. Că nu te mai gândești, mamă, ce fac azi? Cum fac aia? Cum fac aia? Cum rezolva aia? Pentru că tu setezi mici intervale de timp în care n-ai voie să te focusezi la nimic altceva decât acel mic lucru pe care îl faci atât. Nu-ți mai fuge mintea și în altă parte. Și te eliberează chestia asta, vă să mă credeți. Nu e foarte ușor să o faci, nu vă imaginați că mie mi se. Dar îmi se într-un anumit procent. Și din acest motiv pot să evoluez. Bun, am discutat de șablonul de program zilnic și am vrut să vă conving de deci ce este atât de important să vă șablonați, să vă canalizați acest roboțel pe ore. Bun. Ok. Ok. Planul lunar. Trebuie să vorbesc de planul lunar înainte. Așa cum ați făcut planul anual, el se va pierde. Mulți oameni scriu planul anual, îl știu o săptămână după o săptămână, nu mai știu. Planul anual, însoțit, bineînțeles, de noi alarme, se traduce în planuri lunare. Adică, bineînțeles că faci planul lunar, anual, faci și planul lunar pentru luna ianuarie. Adică, pentru că normal, când abia începe luna ianuarie, tu trebuie să spui, ok, ok, am făcut planul acesta anual. Dar în luna ianuarie ce fac ca să mi îndeplinesc planul anual? Deci, vedeți, pornim din ce, intrăm din ce în ce mai mult în detaliu. Am avut o viziune largă, o strategie și mergem ușor, ușor, îngustăm. Bun, deci, eu luna asta ianuarie, dacă eu am spus că vreau să învăț japoneza anul ăsta, mă apuc de acum? Bă, hai să mă apuc de acum. Deci eu îmi propun pentru luna ianuarie să fac cât se poate, o oră pe săptămână de japoneză. Ok. Am zis că mănânc sănătos. Poate eu nu știu să mănânc sănătos. Hai în luna ianuarie să-mi să fac un program de a mânca sănătos, nu să mănânc sănătos direct Să-mi fac un program, să mă interesez în luna ianuarie. Ce mai fac eu în luna ianuarie? Din, de ce au de acolo? Mă uit în planul ăla. De, la fiecare punct. Eu pot să fac ceva pentru asta. Mi-am propus că anul ăsta îmi construiesc casă. Pot să fac ceva în luna ianuarie ca să construiesc casa? Păi pot. Că poate mă interesez ce acte îmi trebuie ca să construiesc casa în luna ianuarie. Deci au fiecare punct din planul anual, mă uit la el la fiecare punct și întreb ce pot să fac eu în luna ianuarie ca să ajute la îndeplinirea obiectivului meu din planul anual. Lista se face și după aceea lista aceea trebuie să se verse în șablonul acela de program zilnic de care vorbeam. Adică, de exemplu, dacă voi ați spus că vreți să vă construiți casa și vreți să vă interesați poate în luna ianuarie de ce acte trebuie pentru a vă construi casa, atunci în șablonul de program zilnic introduceți următorul lucru. Eu în fiecare zi de joi, eu în fiecare zi de joi, de la ora 3 la ora 4, poate nu e suficient, am dat un exemplu, da? Asta, bineînțeles, e în funcție de tascul și obiectivul care există. Dar în fiecare joi, de la ora 3 la 4, eu mă documentez despre ce anume am nevoie în materie de documente ca să-mi construiesc casa. A sunat alarma, joi și voi știți, na, cumva că știți că v-ați propus asta, joi, nu vă întâlniți cu nimeni, e sacru. Deci e sacru. Dacă a zis că joi, între ora 3 și ora 4, voi vă ocupați să vă construiți, să vă uh, luați documentele, care, să vă interesați de ce documente, îmi cer scuze, vă sună vărul cu tare, hai pe afară, uh, arde, nu știu ce, mă rog, mai puțin cu arde, da. Deci Orice s-ar întâmpla, voi atunci asta faceți, dacă asta v-ați propus. Nu există nimeni mai important decât voi înși vă. Nu există alt om mai important la care să-i faceți o promisiune decât voi înși vă. Deci dacă voi vă promiteți că joi vă întâlniți cu voi înși vă într-un fel și discutați despre documentele despre casă, deci cu voi. Eu mă întâlnesc cu Ilie joi, cu eu Ilie Pană mă întâlnesc tot cu Ilie Pană joi, de la 3 la 4 și mă ocup de documentele pentru casă. Mă aflu ce documente trebuie mie ca să construiesc o casă. Nu există nimic în acel interval, pentru că înseamnă că îmi joc de întâlnirea cu Ilie, înseamnă că eu îmi joc de Ilie. Vreau să îmi joc de Ilie, o să-și bată și viața joc de Ilie, dacă eu îmi bat joc. Deci nu îmi bat joc. Dacă eu am spus că mă întâlnesc, o fac săptămânal. Acum să nu vă sinucideți dacă nu o să reușiți. Dar cumva să, să tindeți către chestia asta, deci să tindeți. Să fie important, să nu fie doar așa o chestie acolo anexă. Și așa arată planul ăsta lunar, da? Deci culegeți din planul ăsta anual, și aruncați în planul lunar ce pot eu să fac în lunar. Aici, după aia aveți alarma, vă setați frumos alarmă, că există posibilități tehnice. Pe telefoane, scrie. Îmi setez alarmă în fiecare zi de luni, prima zi de luni din fiecare lună. Vreau în prima zi de luni din fiecare lună a anului să-mi sune alarma și să-mi zic așa. Sunt programe de tascuri, sunt calendare, sunt alarme pe telefon. Dacă nu le aveți, o să uitați garantat. Că nu-și aduce nimeni aminte că pe întâi, sau pe întâi, puteți să zici, bă, pe întâi eu îmi fac planul lunar. Când e întâi, cine știe ce faceți? Adică trebuie neapărat o alarmă. Vă setați alarma asta și apare alarma pe telefon. Da, mă, uite, trebuie să fac plan. Păi așa mi-apare și mie. Deci eu am un calendar după care lucrez, o să vă zic mai încolo. Și când ajunge în ziua de prima zi de luni a fiecarei luni, adică prima zi de luni a fiecarei luni calendaristice, îmi spune acolo, azi trebuie să faci planul lunar. Opa, azi trebuie să fac planul lunar. Și un fac planul lunar, nu trece ziua fără să fac planul lunar. Deci eu trebuie să fac planul lunar. Și după aia din planul lunar eu setez mici task pentru luna respectivă și le cam fac. Nu 100%, dar le cam fac. Cam 50% le cam fac. Normal că ușor, ușor eu progresez. Mai bifez ceva, mai bifez ceva, mai bifez ceva, mai bifez ceva. Mai bifez ceva. Normal că uitându-mă spate, mamă câte lucruri am făcut până acum. Uite, deja parcă sunt mai aproape de ce mi-am propus. Nu mai sunt la în lumină, pare un SF. Cum mai că să am eu o fabrică? Păi cum? De unde să învăț eu toate acele mici secrete de fabricație care oamenii le învață în zeci de ani ca să producă ceva? De unde? Cum aflu eu asta? Păi simplu. Urmând pașii. Ok. Instrumente de lucru. Deci până la urmă, de fapt, am discutat cam de tot, dacă ați văzut. Ne-am setat o viziune fără nicio limită. Fără nici o limită. Da, Deci dintr-un catalog infinit de posibilități, am spus cum vrem să arate viața noastră în mod concret, concret cu cât mai multe detalii posibile și uh, la timpul prezent. Am făcut niște afirmații pe care le spun zilnic ca să nu uit să-mi bat, să bat acolo în subconștient, să, să bat până când uh, uh, acele informații se injectează în subconștient, acele afirmații și eu cumva sunt condus automat cumva spre direcția în care vreau să ajung, spre care vreau să ajung. Bun, după aceea eu îmi fac planul viziunii care poate pe mai mulți ani, că cum fac eu concret să îmi îndeplinesc viziunea despre viața mea fabuloasă. După aceea mă asigur că în fiecare an eu îmi notez ce pot eu să fac din planul meu mare al viziunii anul acesta, inserez acolo și anumite experiențe plăcute pe care le am într-un bucket list deja făcut, care și acela intră în viziune, că în viziunea ta normal tu poți să zici, eu vreau să, nu știu, călătoresc în spațiu. Poți să știi? Scrie acolo, eu vreau să călătoresc în spațiu. Poate la un moment dat, peste 20 de ani, vei vedea în listuța ta că ți-ai scris acolo, eu vreau să călătoresc în spațiu și zici, băi, stai puțin, că de fapt acum costă 5.000 de euro să călătorești în spațiu. Vorba, adică să ieși un pic pe orbită. Păi dacă eu asta am propus și vreau să am experiența asta în viața mea, hai să o pun anul ăsta. Uite, fac un efort și până la urmă călătoresc în spațiu. Și uite, așa vedeți ce scrieți pe o foaie, ajunge să fie realitate. Bun, după aceea, din planul anual intră în planul lunar cu alarma aceea, eu ce fac luna asta ca să-mi îndeplinesc planul anual și în acest plan lunar vă introduceți lucrurile pe care chiar le puteți face luna asta, concret. Și acele lucruri le injectați în șablonul vostru de program zilnic. Cu exemplu, în fiecare miercuri, în seara de la 6 la 8, eu studiez limba japoneză și e program clar. E ușor, mulți oameni au programul ăsta, că în fiecare miercuri se duc la fotbal. E bun, e bun, e sport, e bun. Mai greu cu problemele de lucru, problemele care necesită și altceva decât plăcere. Bun, ok și cam asta e, de fapt. Dacă faceți toate lucrurile astea de la A la Z, viața voastră o să arate infinit diferit, infinit diferit și de fapt o să fiți și mai fericiți. Deși vă robotizați, de fapt vă eliberați, pentru că știind clar ce faci în fiecare moment al zilei, te poți concentra la moment. E foarte important. Bun. Instrumente de lucru. Hai să discutăm un pic de instrumente de lucru. Ilie? Da, scuze. Cineva te întreabă în chat da. cum arată programul zilei în perioada când accesai fondurile pentru afacere și în primele luni de afacere. Și dacă reușești da. și atunci să dormi la 10 și să ai timp liber, să faci o plimbare de o oră și așa mai atunci. departe. Atunci era parfum, nici nu se compară cu programul de acum. Adică programul pe care l ai când planifici o afacere chiar foarte ușor. Adică ce faci? Doar planifici? N-ai nicio presiune până la urmă. Programul complicat e acum. N-am muncit niciodată atât de mult cum am muncit de când am înființat această afacere. Deci niciodată în viața mea. Făceam și înainte, mă ocupam de organizarea unui târg era o afacere serioasă, din asta trăiam și am trăit mult timp până a venit pandemia și n-am mai putut să o fac din asta. Și, dar programul meu era mult mai lejer. Și eu cam în fiecare an mi l-am schimbat. Pentru că asta, spuneam, este organic. Adică tu îți faci un program care crezi tu că te ajută și îți permite să introduci toate micile tale obiective în acel program zilnic. Toate obiectivele de carieră, de familie, de dezvoltare personală, de călătorii, de distracții, de sport, de orice, bun, dar tu vezi că nu poți să-i faci față. Nu poți pur și simplu să-i faci față. Și după aia începi, muți, zici nu fac lunea, fac miercurea. Sâmbăta, de fapt, dimineața, în loc să mă întâlnesc cu X, mai bine stau acasă și citesc, că de fapt eu nu pot să citesc seara, că nu pot, că vin acasă și stau cu copiii. Dar sâmbăta dimineața, dacă mă trezesc eu înaintea tuturor, am 3-4 ore de citit. Vedeți că dacă se citește 3-4 ore într-o săptămână, se citește foarte mult într-un an. Deci dacă numai 3-4 ore aloci într-o săptămână, într-un an citești mii de pagini. Fără nicio exagerare. Am făcut eu un calcul, acum nu mai stau să vi-l fac, dar cu siguranță. Deci, așa este. Se întâmplă lucruri în viața aceasta extraordinare atunci când faci mici lucruri foarte des și fără să te lași vreodată de ele. Deci, cam asta. Programul meu atunci era diferit de acum, era mult mai, mai să zicem, distractiv. Deci eu și atunci eram stresat. Că noi toți suntem, noi tot timpul, oameni, noi suntem stresați, indiferent că facem lucruri complexe sau lucruri mai puțin complexe. Pentru că Cumva tot timpul simțim că, eu știu, face prea mult efort sau... Deci e o chestiune generală. Eu am observat asta la, și la prietenii mei. Indiferent dacă munca lor, poate unii au muncă mai ușoară ca a mea și eu îi văd că sunt mai stresați decât mine. Și deși poate unii chiar lucrează până la patru, poate eu lucrez până la șapte. Eu nu sunt stresat a ei, de exemplu. Deci e un exemplu. Unii poate să mai puțin stresați decât mine. Uh... Deci, fiecare își face programul zilnic cum crede, mai ales eu sunt antreprenor, poate eu am mai multă flexibilitate într-un fel, într-un fel n-am. Important este să existe și să fie robotic. Adică, să spuneți. Și oricum, e ideal să nu vă culcați târziu și să vă treziți în fiecare zi de dimineață. Și să aveți o chestiune clară, nu așa în fiecare zi cum o fi cum s-a întâmplat să mă cul, cum s-a întâmplat să adorm, cum s-a întâmplat să rămân cu prietenii la nu știu ce oră. Nu, trebuie să fie cam clar, de trebuie să fie destul de clar. Nu o să vă, să-l puțineți. eu vă garantez niciunul nu-l țin 100%, dar îl cam țin, adică mă ajută enorm. Dacă mai, mai, e și altcineva care vrea să, sau dacă mai e o întrebare, eu n-am văzut în chat, mă uit acum. Pot să intervin și eu, bună seara! Da, da bună seara! Cristian Parman, fondatorul Fundației Competenți Corect și Util. Îmi cer scuze, am intrat mai târziu în, evenimentul din seara aceasta. Mulțumim că susțineți evenimentul la Fundație. Uh, partea aceasta de organizare, să știți că uh, sunt de acord, subscriu că este un lucru foarte important. Pentru a obține rezultate, e foarte important să te organizezi. Cine vrea să obțină niște rezultate. Acum, eu cred că buna organizare, uh, inclusiv în partea aceasta de Distracție, ți acorda acordat timp pentru tine, pentru familie, este iarăși foarte utilă. Asta nu înseamnă că cineva organizat ar trebui să organizeze mai pentru muncă. Te poți organiza să ai grijă de sănătatea ta. Să știi că mergi la doctor într-o anumită zi și te duci și îți faci timpul pentru asta. Deci, buna organizare, buna planificare și buna derulare a planificării. Conduce la a realiza ceea ce îți dorești. Asta este filozofia. Îți identifici ce îți dorești și după aia planifici și faci lucrurile încât să se întâmple ceea ce îți dorești. Pentru că s-ar putea unii dintre participanți să li se pare că e un fel de corvadă. Și eu vreau să susțin că nu trebuie gândit așa. Îți planifici să faci ce vrei tu. Asta este <laughs> uh, filozofia. L Am înțeles bine? Categoric. Da, deci, Planifici. Dacă tu ești genul care vrei să ai și o viață boemă și uh, seara să mergi la bere de la 7 la 11, asta îți planifici. Corect. La bere de la 7 la 11, însă uh, mai greu să te aștepți să ai o fabrică. Corect. N-aloci timpul pentru a face fabrica. Dacă vrei să ai niște rezultate în planul acesta uh, profesional, vrei să-ți crești competența, atunci trebuie să aloci timp pentru studiu identificându-ți dorințele și ceea ce te face împlinit în viață, în diversele uh, direcții, axe ale vieții, îți repartizezi timpul încât să poți să faci ceea ce îți dorești și să te simți împlinit. Da. Și faptul că dumneavoastră și poate și eu ca antreprenor ne-am simțit împlinit prin a face o activitate de business, de antreprenoriat, nu înseamnă că alte persoane nu se vor simți bine și împlinite Făcând alte activități care și le doresc ei Sentimentul acesta de împlinire va crește dacă aceste persoane le vor trăi Și organizându-și timpul, planificându-și ce vor să facă Vor ajunge să aibă un sentiment mai puternic de împlinire Făcând ceea ce își doresc 100% corect Asta e ideea aceasta este ideea, adică să nu ne uh, gândim că numai la muncă să ne organizăm. Să ne organizăm și în aspectele personale, încât să atingem acele lucruri pe care le dorim. Nu se putea rezuma mai bine tot ce am spus eu. Mulțumesc foarte mult că ați atins și această zonă personală mai mult. E și eu am făcut referire la ea, poate nu la fel de mult. Da, exact. Pentru că fiecare avem acea viziune pe care ne-o facem pentru viața noastră. Uh, unele, Unii oameni poate, poate au o abordare mai boemă, alții mai practică. Oricum, cu toții, dacă se niște lucruri, sunt lucrurile pe care consideră ei că îi, îi vor face fericiți. Că nici ei, de fapt, nu știu dacă, dacă îi vor face fericiți, asta vor vedea după ce le fac. Păi, ce se întâmplă? Da. vreau să fac o glumă, dacă o să-mi permiteți. Uh, am cunoscut o persoană absolut reală și serioasă. Ok. Care mi-a zis, domnule, sunt foarte organizat, eu am totul pe agenda. Ok. Și te-a lăsat prietena. Păi, dar de ce? Păi, ce avea întâlnirile cu ea planificate pe agenda. Ne întâlnim sâmbătă la ora. Și ai cum adică tu îți planifici când te întâlnești cu mine? Păi, da, măi, că tu contezi pentru mine. Vreau să am timp pentru tine. De-aia planific pe agenda când mă întâlnesc cu tine. nu, 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 nu cu mine nu ai voie să planifici. Păi nu pot să fac viața altfel. Altfel, cum știm noi că, uite, dacă tu mă suni inopinat, hai să ne întâlnim acum. Și am o întâlnire importantă de a face sau am ceva de făcut. Nu sunt funcțional, în pe alții. Așa e normal să-mi planific când ne întâlnim, știm din timp, convenim, ne întâlnim atunci ce într-un interval de timp și toată lumea este ok. Nu. Dacă vrei să îmi planifici întâlnirea cu mine, te-am lăsat. Asta a fost... Eu, pe domnișoara o înțeleg puțin. Adică pot exista și reverse ale planificării. Asta da, 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 Să da. Că... ating așa că... E atât de departe nu m-am dus, recunosc. <laughs> e bine ca familia să o ții foarte aproape. De fapt, dacă se poate să o integrezi în tot acest program, cumva. Sunt oameni care chiar, sunt, am văzut, e un tip în America pe care îl urmăresc, Grant Cardone, îl cheamă, e foarte bun omul Am învățat foarte multe lucruri care m-au ajutat enorm, adică mi-au dus rezultate Și omul chiar e și ia familia peste tot, el dacă are un speech în alt oraș, are un avion personal, mă rog, noi poate încă nu avem cei de aici dar are un private jet și pur și simplu și aruncă acolo, ghilimele, soția și cu copiii merg acolo și cumva învață și pe ei lucruri în timpul ăsta. Adică așa, o chestiune în care se îmbină munca cu familia într-un mod foarte plăcut. Ok. Dacă poate fi chiar și mod, la modul ăsta făcută treaba. Da, 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 da. Fiecare cum simte și este foarte bine să aibă acest și acea subscriere 100%, să te lămurești ce vrei de la viață. E foarte această, vizion, bă, eu ce vreau? Adică să stabilești ceva ce vrei, care te atrage să realizezi și dacă atunci că te atrage, atunci începi să te organizezi ca să realizezi. Trebuie să ai ceva care să te atragă și după aceea zici, voi, dar vreau, chiar vreau, chiar vreau asta să se întâmple. Dar cum să fac? Hai, să mă organizez. Și te organizezi, să realizezi ce îți dorești și, practic, ajungi la acea viață fabuloasă Că dacă ne realizăm ceea ce dorim, e super. Oricum cu toții știm că atunci când avem un task și îl bifăm, chiar și cele mai mici, simțim o satisfacție. De acord. <laughs> Bineînțeles că cu cât task sunt mai greu de îndeplinit, cu atât satisfacția este mai mare. Nu înseamnă neapărat că asta e fericirea, că de fapt fericirea din punctul meu de vedere, este să te bucuri de acest drum, de fiecare secundă, de fiecare clipă, de fiecare adiere de vânt. De fie... Adică, fericirea este să te bucuri de drum. E ca și cum tu stai în mașină, mașina e acest robot, i-am zis eu, l-am alintat, mintea și trupul nostru, tu stai la volan și te bucuri de ce vezi. De ce faci, de ce vezi. Nu te bucuri doar că n-ai ajuns la destinație și după aia poate ai 80 de ani. Nu! Te bucuri de tot acest parcurs. De acord și scuze pentru întrerupere și pentru, așa, contribuția cu niște idei la ceea ce a spus dumneavoastră. Eu vă mulțumesc din suflet pentru această contribuție, pentru că a pus cireașa, deoarece, cumva, demonstrând și dumneavoastră că sunteți în asentimentul acestei filozofii, până la urmă, avem împreună mai multă putere de convingere, astfel încât și mai mulți oameni să adopte activ în viața lor acest lucru, nu doar ca pe o filozofie frumoasă, frumos de spus la un suc, deci chiar să o, o, o aplice activ în viața lor. Dacă cel puțin o persoană de aici schimbă fundamental viața datorită acestei discuții, e o realizare extraordinară. Adică și vă mulțumesc din suflet pentru că repet, cu contribuția dumneavoastră, cu siguranță puterea de convingere este și mai mare. Eu am un program destul de ordonat, nu chiar atât de organizat ca al dumneavoastră, și da, e baza pentru a obține rezultate. Sunt de acord cu asta și poate aici am vrut să vă și consult. Sunteți de părere că în activitatea de la servicii e nevoie de organizare similară? Eu cred că da. Cumva, cumva, văd eu că. Ar fi bine ca fiecare. Repet, tot ce am spus eu până acum au fost niște idealuri. Că mi-a spus că n-aveți programul atât de organizat. Eu am spus că ăsta e șablonul meu. Nu mi este 100%, deci vă garantez. Adică nu, e, nu sunt și nici nu știu dacă o să ajung vreodată, îmi doresc. Sunt oameni care reușesc. Sunt oameni care chiar reușesc. Da, cumva am încercat și în cadrul companiei să discut cu fiecare coleg și să-l ajut nu să îi impun, ci să-l ajut să aibă o zi mai ușoară spunându-i cum ar, ar, ar vedea eu că ar trebui să-și organizeze el ziua. Și cumva îl întreb și în fiecare zi. Ai reușit să faci programul așa? Ai reușit să bifezi task acelea? Dar cumva ei toți acum sunt mult mai liniștiți. Pentru că cu zâmbetul pe buze dacă știi ce ai de făcut cumva o faci de drag pentru că e organizat. Și da, cred că o faci fără stres. O faci fără stres, stres da, pentru că, știi, bă, eu acum de la 8 la 9 lucrez la chestia asta. La, de exemplu, dacă e la job, la planificarea zilei de azi. dau un exemplu. După aceea de la 9 la 10 verific ce a făcut cu tărică la departamentul Cutărescu. Etc. Și idealul ideal ar fi ca fiecare să știe extraordinar de bine ce face și cumva Normal, în cadrul organizației să fie și transparență, adică să se vadă că fiecare a făcut chestia aia și ce a făcut în cadrul ei și ce rezultate a avut, să se măsoare. Nu am ajuns la acea performanță, îmi doresc, este, repet, e ca un obiectiv de care am vorbit, ca și organizația să fie foarte, foarte bine înșurubată, adică fiecare lucru să fie foarte bine organizat. Tind către asta doar. Vă mulțumesc, deci mi-ați recomandat să merg în această direcție, să organizez ar fi activitatea firmei. Eu nu am experiența dumneavoastră, deci eu nu-mi permit să vă dau sfaturi. De ce? Eu primesc sfaturi de la toată lumea care a realizat ceva, că în domeniul lui poate să aibă o expertiză mai mare decât a mea. Eu doar cred că, așa cred eu, așa văd eu pentru mine, că ar fi ideal și că uh, compania și oamenii care lucrează ar fi, deci compania ar avea mai multe rezultate și oamenii mai fericiți dacă ar fi din ce în ce mai bine organizată și fiecare ar fi clar ce are de făcut în fiecare nu chiar în fiecare secundă, dar măcar în fiecare zi și în fiecare interval din zi. Cam, cam. Așa că, o paranteză, acum divagăm în zona de afaceri. Părerea mea, iar e o filozofie, nu e neapărat legată de afaceri, legată de oameni. Eu cred că orice om fundamental este bun. Și eu de cred că. că nu există oameni neapărat leneși sau oameni care pierd vremea la serviciu sau oameni care nu vor să muncească. Cred că pur și simplu nu este foarte clar. Pentru ei ce au de făcut. Pentru că dacă el ar ști clar că el între 8 și 9 trebuie să facă asta, nu prea poate să nu o facă. Pentru că atunci cumva chiar ar fi agresiv, adică ar fi ar face un lucru chiar de rea credință. Și e greu să faci un lucru de rea credință într-o organizație când toată lumea știe că tu între 8 și 9, trebuie să faci asta și te vede că nu o faci. Te simți. Oamenii vor să fie în. Sisteme, vor să fie în organizație, vor să fie importanți, vor să conteze munca lor. Să, Crede, contribuie. să contribuie. Eu cred că cei care la serviciu sunt mai comozi, în ghilimele, cred că ei nu au foarte clar ce au de făcut și, din păcate, oamenii nu au inițiativă normal, natural. Deci nu au inițiativă. Nu. Bă, eu, eu știu eu ce am de făcut. Normal că trebuie să fie și inițiativă, cumva un spațiu de inițiativă, așa. Ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, o combinație între un program clar, dar nu chiar atât de clar încât uh, omulețul să se simtă ca un roboțel, ci suficient de clar cât să aibă o organizare, să știe clar ce are de făcut, dar și suficient spațiu în care să aplice și ideile lui, bineînțeles, și viziunea. Okay. Cumva, cam așa e o teorie pe care o consider eu. Funcțional. Mulțumesc, mulțumesc și scuzați-mă că v-am întrebat. Haideți, continuați. Da. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere. Bun. Deci, discutam de instrumentele de lucru. Programul de notiție e foarte important pentru că agendele, hârtiile se pierd. Când vrei să te organizezi, trebuie să ții notiție normal îți iei notițe. Eu mi iau foarte multe notițe despre orice, fac liste peste liste, categorii, studii, când fac studii îmi fac tot felul de rezumat, poate nu mai intru niciodată în ele, dar faptul că eu mi le fac cumva mă ajută că mi-așez mai bine gândurile, mai intru câteodată în ele și dacă ai un program de notițe, spre deosebire de o agenda, el are o funcție foarte inteligentă numită search. Adică <laughs> poți să cauți ce ai notat tu acum un an. Dacă ai notat pe o hârtie, e puțin mai delicat. Bun. Aceste programe de luat notițe au deja ele o structură în ele, deci poți să adaugi notițe peste notițe, peste notițe, nu trebuie să faci tu alte foldere, ele au deja ele o structură în interiorul lor. Poți să organizezi structura, notițe personale, notițe legate de casa pe care vreau să o construiesc, notițe legate de job, notițe legate de copii, notițe legate de. Și în cadrul acelor secțiuni, tu poți să faci un miliard de notițe. Bun ele apar și în ordinea datei, ai și funcție de search, repet, spun din nou, e foarte importantă. Bun. Și au și încă o chestiune foarte importantă, că nu trebuie să o salvezi. Adică imediat poți să dai o notiță nouă, străiești niște lucruri pe acolo și o lași acolo. Dacă vrei după aia să intri în aceeași notiță, să adaugi, intri în ace nu trebuie să dai file, save, salvează cu tare în E... Îți eliberează mult stresul ăsta. Mamă, n-am salvat nota. Am stat două ore să fac un research, și a trebuit să plec și am închis și n-am salvat-o pe unde. E? Nu, deci ea rămâne acolo. E foarte important. A, și, iar foarte, foarte important, eu lucrez de pe laptop, de la birou, adică îmi place mai mult decât de pe telefon. Sunt unii oameni care lucrează chiar și de pe telefon, eu nu prea pot. Și, dar e foarte important că programul de notiție e sincronizat și pe telefon. Și vreau eu la un moment dat, eu, de exemplu, am notițe cu rețetele mele pe care vreau să mi le fac pentru nutriție. Un exemplu personal. Sunt de supermarket și vreau să-mi iau și zic, mamă, aș vrea să mănânc rețeta asta. Nu mă știu. Dar eu intru frumos în notița mea, pac, m-am dus pe rețetă și mi am dat ingredientele. Deja procesată prin filtru meu, adică nu caut pe net o de ani. Deci sunt lucruri care deja au trecut prin filtru meu și au ajuns în notițele respective. Deci program de notițe. Notați, dacă vreți, dacă nu, acum multă lume le știe deja că nu sunt ceva, n-am venit eu acum cu vreo inovație, dar sunt importante. Evernote, asta folosesc eu. Este de la Microsoft, îmi scapă numele, cred că e Notebook. De la Microsoft e foarte bun, e mai complex, e foarte, foarte bun. Chiar e mai bun decât ever, din anumite puncte de vedere, dar m-am obișnuit cu acesta. Mai e de la Google, Google Keep. E pentru notițe mai simpluțe. Și sunt o grămadă. Sunt și programele care vin din telefon, dar nu sunt atât de complexe și nu sunt sincronizate cu laptopul neapărat. Deci Evernote și Notebook de la Microsoft, care cred că e chiar gratuit. Adică nu trebuie să plătiți licență sau să faceți, eu știu, piraterii sau alte lucruri. Bun. Uh, calendar. Eu funcționez cu calendar, eu altfel nu pot să lucrez, fiind un miliard de tascuri pentru atunci când ești antreprenor, dar și când lucrezi, că anumite joburi, de exemplu, de management, au multe, multe tascuri diferite, poate fiecare zi sunt alte tascuri, poate lucrez la anumite proiecte și așa mai departe. Am acest calendar, și e un ritual foarte clar pentru mine, adică nu există zi să încep vreo zi din viața mea, după ce îmi fac ritualul de dimineață, la ora 7, primul lucru, eu mă uit pe acel calendar, să văd ce mi-am pus eu în ziua de astăzi. Chiar dacă nu pot să le fac pe toate, în acest calendar pot fi întâlniri, pe care normal că trebuie să ai calendar ca să nu le ratezi, dar pot fi chiar și tascuri. Eu îmi pun și tascurile în calendar. Pentru că uh, calendarul, din păcate, calendarele care există ca și software sunt structurate ca appointments, adică ca și întâlniri. Uh, nu sunt structurate și ca task -uri. Cumva task tot timpul au fost văzute ca niște liste cu bifă. Dar mie îmi place să-mi văd task ăla pentru că dacă eu am o listă de 100 de task mă stresez când mă uit la lista aia. Vai, nu știu ce să fac mai întâi. Așa eu mi aleg de acolo câteva task le pun pe ziua de astăzi și zic azi de la 10 la 11 lucrez la task de la 11 la 12 la task de la 12 la 13 la task -o Încă o dată spun, poate nu mi iese, poate eu trebuie să lucrez două ore pentru primul task și nu mai apuc să l fac, dar măcar am o oarecare ordine. Și mă ajută foarte mult calendarul pe care, repet, îl urmăresc zilnic și inclusiv m-a ajutat și în viața mea. De ce? Vă spun. Eu mi-a venit o idee, de exemplu. Am zis, vreau să învăț să dansez tango. Zic. Dar eu pentru că foloseam calendarul, ce am făcut? Deci mi-a venit pe stradă ideea. Deci pur și simplu mergeam, băi, ce ar fi să învăț eu să... sau m-am uitat, cred că la un film. Nu, m-am uitat la un film. Și dansa cineva acolo tango. Și am zis, eu vreau să învăț să, învăț, vreau să, văd să dansez tango. Mi-am scos telefonul în secunda 2, am intrat în calendar, am ales o zi oarecare, oarecare, și am scris acolo. Să învăț să dansez tango. A venit, am uitat, bineînțeles, după aceea că uiți. A venit ziua aia. Cu, cal cu calendarul mi l-am deschis și văd acolo, undeva la o oră din zi, whatever, nu contează, scrie acolo. Să văd să dansez tango. Da, mă, așa am zis. Poate nu aveam timp să mă ocup în ziua doar am luat tascul l-am mutat pe ziua următoare, dar nu am mai scăpat de el. Deci tascul era acolo și mă bătea la cap. Am ajuns la un moment dat și zic, hai totuși să mă ocup. Ok, vreau să învăț tango, pac, am intrat să mă uit de o școală de tango. Am sunat și mi-a făcut o programare. Și uite așa, o idee care mi-a venit într-o secundă s-a transformat în realitate. De ce? Datorită acestui instrument, și anume calendarul și principiului, bineînțeles, filozofie de organizare. Dar calendarul, foarte important, e da dacă nu vă uitați la el zilnic, e degeaba. Deci, ori aveți un calendar sau o agenda, cum vreți să-i spuneți, dacă care să fie zilnic, ori mai bine, mai bine nu prea l aveți. Adică zilnic trebuie să fie, pentru că dacă voi vă uitați peste 4 zile, e și greu să te uiți în spate, dai înapoi zilele, bun, mamă, marți, zisesem că fac ceva, n-am făcut, te stresezi ca să-ți verifici calendarul zilnic, ți-a 2-3 minute, 5 minute, dacă sunt foarte multe task-uri, acum folosesc în paralel și o listă de task-uri și un calendar, dar pentru că folosesc acea listă de task-uri pentru că vreau să mai dau task-uri și la colegi și un program de task-uri unde pot să pun și alți responsabili, să lucrăm cu ei la același task. Dar eu înainte foloseam doar calendarul, adică nu aveam și lista de task-uri. Și eu mi-aruncam acolo task-uri în calendar, adică vedeam că zilele astea trei sunt cam aglomerate și aruncam pe vineri. Nu uh, făceam ca un task să dispare decât atunci când era îndeplinită. Adică eu tot timpul îi dădeam uh, uh, cut, paste. Deci îi dădeam control X la appointment, că un appointment. Control X la appointment și îi dădeam control V într-o altă zi. Deci cut din ziua respectivă, paste în altă zi. Mă uitam eu tot timpul, mă asiguram din urmă, chiar mă mai uitam dacă n-am uitat cumva vreo zi în care să fi uitat rătăcit, vântat pe acolo. Mi s-a întâmplat să uit într-o zi două, trei task -uri. Și am făcut eu așa o ordine prin calendar, m-am uitat în spate, le-am găsit și am zis, băi, fii atent, îmi să fac asta, am uitat. Când vrei să faci multe lucruri, mai ales, uiți. Deci uiți efectiv de ele și se aduce aminte poate peste un an. Am tot zis că anul ăsta merg la dentist. A trecut un an, nu m-am dus la dentist. Deci, pentru că lipsește calendar Bun. task task am vorbit, reminder am vorbit, telefonul are programe de remindere și de alarme. Eu mai am doar 9 minute la dispoziție, îmi cer miliarde de scuze și aștept întrebările voastre cu mare drag și mare interes. Da, să ne uităm și în chat, corect. Exemplu de a pentru telefon necesar în notițelor, cred că am spus Evernote, notebook de la Microsoft, BNS și notițe de la Apple, dar ar fi ideal să le aveți și pe computer, pentru că e greu să faci un plan complex pe telefon. Poate scrii trei pagini la un plan complex. Deci un plan anual pentru mine are mai multe pagini. Uh, cum aduci dragul și bucuria în ceea ce facem, mai greu uneori să ne urnim. Uh, da, pentru ca să ne urnim, trebuie să ne urnim. Mm, N-am ce să zic mai mult de atât. Adică dacă spui că la 8 tu faci asta, în scârbă, în silă, te apuci și o faci. Că atunci când o faci, te obișnuiești. Adică, vorbea mea că la orice activitate ai două opțiuni. Ori să o accepti și să pur și simplu să o faci, fără să te simți cumva, eu știu, chinuit, și, doi, să te bucuri de ea. Nu există altă variantă. Dar trebuie să o faci. Deci o faci. Pur și simplu o faci. Uh, ok, mai... ce calendar folosești? Eu folosesc calendarul uh, de la uh, Apple. Uh, mă rog, sunt eu pasionat de acest brand și am telefonul și laptopul de la ei, și cumva e sincronizat calendarul de pe telefon cu calendarul de pe laptop, dar. În paralel e sincronizat și cu calendarul de la Google. Deci recomand și calendarul de la Google. Calendar.google.com. Aveți cont de Gmail, aveți și calendar, sincronizat și cu Android-ul și dacă aveți Apple, puteți să vă instalați Gmail-ul și pe Apple sau puteți să sincronizați cu calendarul de la uh, Apple. Iar asta poate să intre ca un reminder, ca un task. Îmi fac un calendar cu o alarmă pe telefon. Și nu dați stop și la alarma aia decât znuzi și o mutați de un miliard de ori până vă iese. Deci spui acolo, eu vreau să fac calendarul ăsta. Până nu ți-l faci și nu-l implementezi zilnic, nu scapi de acel, uh, acea alarmă. O să am rugăminte să completați și formularul de feedback. Deci, uh, prietenul nostru Ionuț, de la Fundația CCU, roagă pe fiecare participant de astăzi să completeze formularul de feedback. Și eu, este și eu, foarte eu. util, bineînțeles, pentru Prietenii noștri de la Fundație, ca să facă evenimente din ce în ce mai bune și mai utile pentru oameni. Ok. Am și o întrebare. Da, 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 vă rog. Dacă se poate. De Putem cădea de acord, având niște exemple concrete, viața și experiența dumneavoastră sunt niște exemple concrete, că da, acest mod de lucru duce la rezultate. Însă trebuie făcut o schimbare de abordare a vieții. Ăsta este sensul. E, care ar fi triggerul să se facă această schimbare de abordare? A vieții? Că sunt foarte puțini care o au deja. Ar ce. Uh, habit, uh, obiceiul, habitul. Da. Obiceiul. Deci, obiceiul care trebuie neapărat să se lege de un alt obicei. Adică, ce înseamnă asta? te trezești, ce faci imediat după ce te-ai trezit. Deci așa se instalează uh, un obicei. Am citit o carte, o recomand tuturor, nu mai știu exact titlul, se numește Habits. The power, of, the power of, the power of Habit. Și se șoptește în cască. The Power of Habit. Acolo am învățat acest lucru. Este magic. Ca să instalezi orice habit, nu poți să spui eu în fiecare zi citesc, că nu o să citești. Trebuie să legi cu ceva. Eu în fiecare zi, după cină, citesc. Eu în fiecare zi după ce am terminat M-am ridicat de la masă M-am dus, am pus mâna pe carte Deci trebuie să fie legat de ceva Că tu știi că după aia tu știi că ai ratat Că până la urmă ești o ființă conștientă Și îți dai seama că nu ți-ai făcut habitu, Așa dacă cumva spui zilnic E foarte ușor să nu-l faci Eu în fiecare zi când mă trezesc Spui primul lucru pe care îl fac Sar în poziție de sport Și fac uh, flotări Făceam asta Poți să spui, de exemplu, seara, da unde, uite, mi-aș a șopti iar în cască. În fiecare seară spui hainele de sport lângă pat, înainte să te culci. E o, un, un ritual. E foarte frumos că eu cred că noi ne putem antrena această mașinărie, pentru că este o mașinărie, cu ritualuri. Ritualul de dimineață, ritualul de seară, ritualul de prânz, ritualul de cină, ritualul de nu știu ce, care de fapt înseamnă obiceiuri instalate acolo. Poate să fie obiceiul de duminică, obiceiul de sâmbătă, obiceiul de luni. E foarte tare chestia asta. Este o chestiune care schimbă fundamental. Și eu de asta am introdus, chiar când am început, am rugat pe cei care au participat să-și seteze o alarmă ca să plece în primul pas. O alarmă pe telefon pentru duminica asta și să spun așa. Eu astăzi îmi scriu viziunea despre viața mea fabuloasă, cum vreau să arate viața mea fabuloasă. Și am rugat pe participanți să pur și simplu să amâne alarma dacă nu reușesc să o facă pentru duminica următoare și tot așa până o fac și chiar în cadrul viziunii după ce trebuie să-și alarma pentru următorul pas. Eu îmi dau seama cum funcționează ca și uh, mecanisme. Însă să zicem că suntem un om uh, obișnuit. da, Un om obișnuit care are un uh, Stil de viață așa, lese fer, se întâmplă mai, hai ce văd, o văd eu ce fac. Nu are un stil atât de organizat. E trecerea de la acest stil al vieții la întâmplare, la uh, cine mă caută la poartă, uh, la uh, ia să mai deschizi și o televizor, poate găsești ceva, la un mod organizat, e o schimbare foarte importantă. Cred că este o schimbare. De uh, abordarea vieții, și care cred că e greu să ne. să o facem. Adică, dacă am fost obișnuiți cu un anumit stil de viață, zi de zi, ceva trebuie să ne determine să ne schimbăm. Uh, ați identificat ce ar putea determina oamenii să se schimbe în mod important, în sensul acesta, să ajungă să se organizeze foarte bine? Cred că e important să înțeleagă și să nu se streseze cu chestia asta, adică să o ia ca pe un lucru plăcut de asemenea în viața lor și să înceapă cu un pas. De exemplu, să-și impună că în fiecare zi se trezesc la o anumită oră. Ei își propun ora, nu le propun eu ora. Ei își propun ora și ar fi primul pas de organizare. După care urmează pasul 2, pasul 3, după ce au cucerit, ca să zic așa, primul... Uh, Primul checkpoint, prima tabără în drumul lor spre uh, viața fabuloasă pe care și-o doresc. Deci au cucerit prima tabără, adică au făcut primul pas pe organizare. A fost doar un exemplu. Uh, că se trezesc în fiecare dimineață la o anumită oră clară pe care ei o setează. Și după aceea trec la pasul următor, și pasul următor, și pasul următor. Și eu. Eu vă, vă mulțumesc din tot sufletul meu că m-ați primit. Aici a fost o onoare deosebită, e o plăcere să dau din experiența mea. Nu înseamnă că ce spun eu e adevărul absolut, Doamne ferește. Eu spun doar că m-a ajutat pe mine și cred că ar putea să ajute pe mulți alții. Fiecare își face organizarea cum crede. Doar am dat un șablon care a funcționat, care se poate modula oricum. Ca să mențin organizarea, într-un <laughs> într minut trebuie să ies nu, și... Noi suntem deschiși, mai schimbăm câteva cuvinte. Domnul Vorban poate să țină cu siguranță da. această întâlnire în Cum continuare. Nu suntem atât de organizați. Bani. La noi se mai poate... nu, <laughs> eu n-am fost organizat că nu am știut că durează două ore de la 6 jumate la opt jumate, e vina mea. Eu n-am fost organizat. Deci, uh, că de... chiar nu pot să întârzi la această întâlnire pentru că o să am uh, multe de suferit și de pierdut. Deci urmează pentru dumneavoastră o altă întâlnire gata planificată. O altă întâlnire, da. O altă întâlnire. Chiar Bine. de business. Da, vă mulțumesc uh, pentru expunere, pentru uh, faptul că ne-ați arătat o cale care conduce la rezultate. Uh, sper că și uh, participanții uh, au extras ceva valoros pentru ei în această uh, prezentare. Uh, eu aș mai adăuga, așa foarte pe scurt, că a ne mobiliza în această direcție poate să o facă conștientizarea faptului că am pierdut destul de multe. Am fi vrut să realizăm în viață ceva și ne dăm seama că nu le-am putut realiza și am pierdut niște lucruri care ne duream. Și ne întrebăm din ce cauze le-am pierdut. Și s-ar putea răspuns să fie. Pentru că n-am fost organizați. Gândiți-vă și la acest lucru. Poate în viață v-ați dori ceva.